Kalau sesi murah gitu. Partai set. Pasti sekret di Borobo. Jaune. Le duchesse. De jaune, là, c'est pareil. Si, après, moi, qu'est-ce que... Oui, tiens. Tchaikovsky, un fix în parcul din Căciulata. Și noi cum stăm în Păușa, care este undeva în partea aia, facem 3 km pe jos din Căciulata. Am ales să stăm în ultima casă pensiune din zona aia, pentru ca să ne auzim sunetul mașinilor. De fapt avem izvorul numărul 1 și numărul 2. Oare să pot cumva apă de izvor de aici? Habar n-am. Hai să vedem despre ce izvor. E un complex, izvorul 1. Izvorul 1 și izvorul 2. Miere poți să iei. Să vedem, la noi găsiți. Spre vapor, a. Plimbări cu vaporașul. Haideți, domnule, să luați un bocan de miere de azi, miere. Avem. Mulțumim. Îmi dai un leu să-mi iau o pâine și îți dau ziarul? Îți dau un leu, dar nu-mi dai ziarul. Și îți dau ziarul? N-am ce să fac cu el. Lasă! Unul cu alt! Ia-ți-l! Domne, nu știu ce să facem. Ia-l, dar n-am nevoie de ziar. Dă-i-l cuiva. Ce facem, domne? Cu ce? Cu COVID-ul. Facem injecție? Da, normal. Eu sunt primul, eu de fac. Ce nu porți masca? Am mâncat ceva și acum o pun. Știu că m-ai filmat. Da. Ce să facem? Trebuie să faci vaccinul, ca să poți să scapi. Îl fac. Promit că-l fac. Băi, pentru binele tău. Eu sunt primul, după domnul Iohannis.
Deci domnul Iohannis a făcut bine că l-a făcut. Păi da. Ce este aici? Izvorul? Izvor, da. Aveți mai... Câte izvoare are aici, domnul? Două izvoare. Și se ia apă sau ce? Da. Aveți sticle? Da, avem. Că dacă nu, fac eu roșu, vă zic. Nu, avem. Avem sticle. Să luăm apă? Duce-vă și luați-vă apă, e foarte bună apa. Și să faceți baie cu apă fiartă, e foarte bună. Da? Și eu am făcut baie. Am ajutat la curățenie și m-a lăsat să fac și eu o baie. Unde? Fix aici? Că sunt oameni, omul străzii. Căpăceală. Izvorul numărul 2 și izvorul numărul 1 funcționale. Mamă, dar ce vechi sunt, da? O scul după vremuri. Uite ce post e după vremuri. Oficiul Național de Turism Carpați. Asta e cel puțin de 20 de ani, da? Cam da. Uite ce proprietăți are. Un fel de carci, potasiu, sodiu. Apă. Apă de izvor. Apă de izvor. Da, dar ce old school e posterul din 80. Țin o țigare și arunc ca și o gumă de secat. Da, merge. Asta e apa de izvor. Pe plin. Asta s-a scumpit, nu? Vă miroase cumva, puțin. Ce? La baltă. La baltă, nu? Să fie ceva de ea. De Kirgăl. De Kirgăl, da. Da, n-am mult. În final, o vreme minunată de la minus 12 grade la 4 grade. La grade pozitive. Și soare. În față căciulata, hotelul. Sunt ceva oameni cazați. Sunt, sunt. Parcarea plină. Parcarea plină, stațiunea plină. Aproape plină. Hotelul amenajat, nu? 3 stele chiar. 3 stele. Și baza de tratament. Căciulata. Căciulata. Condiționată. Și în dreapta oltul. Old school se reamenajează. Pozia. Aha, ăsta e aquaparkul. Eu uite cum este e plin. Hai să ne uităm. Hai să ne uităm.
era cu parcul, știi, când erai pe vreme, când intrai o vedere din stațiune. Da, da, da. Hai, Doamne. Sau mergeai la discoteca? Poza că sunt foarte puține cazuri în această zonă, sunt deschise bazele de tratament cu de apă fapt, caldă. Cred că e deschisă. Asta acoperită nu e deschisă, dar aia în aer liber e deschisă. Asta da, e... are sens că n-ai cum să stai închis unul peste altul. Uite, avea și tarifă. 30 de lei, 3 ore și 30 de minute. De la 9 până la 19. Sunt deschise pentru 30 de lei, poți sta 3 ore și jumătate în apă termală. Bineînțeles, doar cele în aer liber sunt deschise. Hai să aruncăm o privire. Pentru cine vrea să facă un traseu de 7.7 km, o poate face până la Cascada Lotrișor. E doar la 30 de metri al semn cu Cascada Lotrișor, la 5 km. Din 7.7 s-au transformat 5. Totul să te facă să mergi. Hai, domnule, hai că e aproape. Da, dar asta era centrul Sfântului Ilie. În față se observă mănăstirea Cozia.